Salut! Noi suntem Cocolix! Și bine v-am regăsit la ceea ce pare să fie polițist uriaș. Uite, polițistul Bob. Dar chiar e uriaș, este deasupra tuturor. Așa, mi se pare, ia de play să vedem care e faza. Vedem. Se crede superior tuturor, dar chiar este și uriaș. Noi suntem într-o închisoare, văd, și stăm deja de ceva timp, pentru că am măzgălit aici pe pereți. Da. Felix, ia uite-te ce ți-am pregătit eu. Ia uite, Felix, ce ți-am pregătit. Ți-am pregătit orez cu lapte și cu scorțișoare și cu miere. Orez cu lapte? Mersi, Cristina. Tu mi-ai pregătit asta? Eu ți-am pregătit asta. Îți mulțumesc. Sigur ne-ai luat de la cantina, închisorii terci? Ce mai divulgi toate secretele? Eu ți-am pregătit. Uite, eu. Am pus și acolo și acolo. Și tu m-ai pregătit astea cu parul ăsta cu creioane? Eu ți le-am pregătit. Ca să mă zgălesc cu aici pereții ăștia cum trec zilele. Și eu am făcut și patul. Eu am făcut tot aici. Aceasta este închisoarea în care noi suntem și cineva a săpat o gaură mare, dar ideea este că noi nu știu cum să ajungem pe acolo. Până Cristina își dă seama cum să scape de repede. Închisoare. Haide, apăsați repede, repede, repede. De Cocolike. Că mi-am dat seama. 3, 2, da, deci mi-am dat seama. 1, mamă. Dar nu știu ce se întâmplă cu Cristina. Felix, tu unde ești? Ce observ la Cristina, că este absolut cum este la jocuri, dar la ăsta cu Cocolike sau așa, bă, imediat găsește. Stai puțin, dar săgeata asta mi-arată în partea altă. Dar ce se întâmplă? Unde ești? Am ajuns într-o celulă, e aceeași celulă? Cristina, tu ai mers în altă celulă, la alt om. Aha. Așa, și trebuie să mergem mai încolo, știi? Aici jos mergem. Uite, asta este săgeata. Asta este. Uite, am ajuns cam cred repede. Că, cred că trebuie să apăs aici. Buton și aplat la formele, dar țin doar 5 secunde. Hai. Serios? Repede. 1. 2. Trebuie să mă grăbesc. 3. Am căzut. Tu n-ai căzut? Nu, am mers din prima și m-am suflat enorm. Te-ai descurcat super bine, stai, trebuie să apăs încă o dată. Faza este că... 1, 2, 3, 4, 5, gata. Yeah, am reușit. Nu vine să cred că Cristina a reușit, este un miracol. Nici mie nu vine să cred că eu am reușit. De fapt, îmi vine, stai, eu sunt super gameriță, ce vorbești tu acolo? Cristina e super gameriță când îi zic, până Cristina așa și apăs buton de Cocolike, atunci se descurcă, sau când îi zic că nu poate, în rest nu se descurcă absolut deloc. Când sunt motivată, cu alte cuvinte. Da. Deci trebuie să trecem peste aburi ăștia. Cum am făcut când îmi dau un abur, efectiv parcă m-am împăturit. Vai, și eu la fel. Intenționat am căzut. Intenționat, da? Stai, prin partea asta? Era să și uit prin care parte. Ce-a fost, mă? Cum, trebuie să ne ducem? Dar stai puțin. Ai căzut? Nu, doar tu. Doar tu ai căzut, n-am căzut și eu. Se pare că după ce treci de abur se salvează. Da. Dar trebuie să fim foarte atenți că aburi ăștia sunt mai lărguți, nu doar așa cât crezi tu. Ia uitați și pe gamer. Azi gamerule, dar tu ți-ai suflecat aici mânecile ca să se vadă mușchii. Da, așa, se suflecă mușchii. Și eu la fel. Așa. Oai, dar când se salvează, băi? S-a salvat, scumpo. S-a salvat? Da. Nu de alta, dar cine știe, nu promit că poate o să cad și eu. Tu promiți asta? A, te-am văzut că tu ai căzut. Dar nu știu dacă vorbești de căzătură. Deci, mamă, eu n-am căzut, să știți, ia uitați cum mă descurc mega bine. Da, ce rugină este aici în închisoare. Văd, n-au mai făcut ăștia cu roade foarte mult timp. N-au folosit și ei ceva antirugină. Mai știi că turnul Eiffel e cam așa de ruginos la bază și tot. Da? Da, și tot trebuie să-l întrețină, că n-am plouă. N-am mers niciodată în Franța. Ziceți-ne în comentarii, am mers careva dintre voi prin Franța să vadă turnul Eiffel? Mă duc prin stânga. Hai să văd până vine Felix, eu m-am dus unde au vrut mușchii mei. Aoleu, mușchii mei n-au vrut bine. Hai după mine. Trebuie să merg după tine. Uh-huh. Uite-te în partea asta, dar tu de unde știu că aici ai? Păi dacă nu a fost în partea ta. Aici avem niște arme, le putem lua? Uite ce fain arată. Doar vara, Cristina. A, doar vara. Ne luăm și noi pistoale cu apă, le punem pe perete, așa. Vă să știi că ar fi ceva interesant. Ia uitați, avem aici o selecție de... Fiți atenți! De lasere, care se mișcă. Uite-l pe polițistul ăsta, pe gardianul ăsta. Ce? Nu scapă nimeni, eu am pus laser, eu apăs toate laserele. Nu era mai înainte acolo, în zona unde el seamănă. Nu acolo eram, scumpă. Dar seamănă, într-adevăr. Ok, ce s-a întâmplat aici? Ce asta? Uite, aici vii și vorbești cu oamenii care sunt în închisoare, vezi? Așa. Salut, nenea, neneghiță, ce faci? Auzi, dar practic... Stai de mult aici? Noi nu ar trebui, nu știu, dacă noi scăpăm de închisoare, e tot în închisoare, sunt că nici nu înțeleg. Cred că va trebui să-i salvăm pe toți, nu știu exact care e faza. Parcă e cam mult salvez. Uite polițistul care face nani, sigur o să vină după noi, Cristina. Dar eu nu știu unde este polițistul ăla uriaș. Urmează. Salut, nenea, faci nani. Mai bine nu te trezesc. E de să-l vedem așa puțin, vină un cace, vină să-l vezi. Măi, de așa se face nani. Și deci uite ce tălp de cățel are. Are pisicuță, cățeluș.
A, deci el este un sufletel prin interior, se dă el polițist așa șmecheros. Noi aici eram, Cristina, uite-te. Da, uite, asta era celula noastră. Dar ce s-a întâmplat aici, că s-a făcut? Ai în România se lucrează la gropi. Se lucrează la... Știi cum? Când drumul e bun și ăștia îl spară ca să repare ceva, ai dreptate. Ai dreptate, frate. Uite, se lucrează la gropi. Mamă, ia-te-l pe ăsta. Uite, poți să o trage la sală. Oh, de mine. Asta dacă doream pop ar fi în închisoare, pentru că el tot timpul stă cu bluză, dar în închisoare nu stă unde bronzat. Stă fără bluză. Stă fără bluză, stă unde bronzat și s-o mai... Da, 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 s-a mai debronzat. Albit puțin. Uh-huh. Ia să vedem un control. Ce-i chestia asta roz? E vreo fată în închisoare? Uite, acolo e tobogan. Eu cred că e vreo fată în închisoare. E posibil. E Barbie în închisoare? Ar fi amuzant să fie cu Barbie în închisoare, că după aia nu ar mai arăta chiar ca Barbie, știi? Că da, n-ar mai avea să-și cumpere machiaje, să... Da, eu cred că tot arăta facă ok. Facă tot ce vrea ea. Tot cred că arăta ok, știi? Da. Dar după câțiva ani, nu. După câțiva ani. Hai să deci ne băgăm aici. Ne băgăm aici. Uite, avem chiuvete dublă. De hai, dublă. Două, trei și... Rău e când e toaletă dublă. Am văzut. Într-adevăr. Ce? Nu, se pare că nu aici. Dar de ce? Se pare că e cu vrăjeală. Am făcut o pauză. M-am îmbrăcat altfel. Am făcut o pauză, m-am îmbrăcat Cristina altfel, de asta am făcut pauza. Da. A trebuit să mergem până în oraș. Și acum vă voi arăta că mă simt mai norocoasă de data asta. Mamă. Și am de gând să câștig aici, să-l întreb pe Felix. El este chiar în spatele meu. Și care dintre noi credeți că o să ajungă primul? Ia, puneți acolo un pariu. Că n-ai să mă întreci, iubita mea, pe mine. Ești sigur? Păi da, ești în spatele meu, văd că te ții de mine. O să cadă ăstea, scumpo. Păi da, asta îmi dă mie avantaj. Că eu sunt în față și s-ar putea să cadă când ești pe acolo. Nu, că au căzut în timp ce erai tu. Dar de ce nu? Ești în spatele meu, nu! Doamne, dar voi cu cine țineți în comentarii? Am crezut că trebuie să ne urcăm pe chestia aia. Bă, frate, competiția se încinge pe aici. Deci dacă apare vreun labirint, trebuie să-l urmăresc pe gamer și trebuie să fiu spatele lui. Pe hârtie igienică! Dar nu-i corect, să încărca mai repede ca calculator mai bun. Aha! Stai. Cumva am ai căzut. Făcut o greșeală și n-am... Am făcut o greșeală. Și eu! Ai făcut și tu? Da, am alunecat pe mâinile tale, pe ce corpul tău, părul tău. Asta îmi dă un avantaj. Stai că nu pe acolo, prin spate, trebuie să mergi. Da, pe aici, încerci tu să mă fraierești. Oh my god, este și încă cineva aici lângă noi. Dar n-ai salvat, iubita. Am căzut. Trebuia să-l vezi. Unde? Ce? Cum? Nu. Nu, bă, deci tu mai fraierești. Cristina. Știu că ești în față. Dar uite ca să mă vadă lumea, ca să vadă cât de fain sunt. Uite, în față, gamer. Așa, bea apă, hidratează-te. Hidratează-te. Mai mult, mai ia în gugur. Mă, tu mă aștepți, a? Ca să-ți dau speranța că o să treci, dar de fapt tu n-ai cum să mă întregi niciodată. Aici stai la dușuri. Da. Stai că mi-e frică. Hai de mine. Când m-a hotărât și o să trec. La ultimul. Era, ăsta e dușul băieților? Nu știu. Sau comun? Hai de capul meu. Clar e posibil să găsești. Știi ce? Eu stau aici. Bă, dar ăștia fac, cum se zice, multă apă când fac duș. Sar. Mi-e frică. Stop. Stop. Sar. Deci e duș cu distanțare socială, un duș da, unul ba. Curge apă. Ce de treabă ai fost că ai stat lângă mine și puteai să duci ca să fii primul. Eu așa și făcut. Aș fugi, dar tu ești... Am stat exact în duș. Și ai pierdut? Problema este că mă dă exact de la început, la începutul dușului. Ai pierdut? Stat puțin, dar unde... Uite, din cauza asta nu... Nu fel, mi-ai dat un cot. Din cauza asta nu a mers, că se repară aici, să nu mai dai niciun cot, ai înțeles? Dar nu e nevoie să-mi dai, pentru că pierzi și fără să-mi dai tu. Cocos Cristina, concentrează-te! Uite pe aici, aha, vezi, a treia oară mă învăț. Nu e a treia oară cu noroc, a treia oară ești mai deștept. A treia oară sau a treia mii de oară? Faza este că am ajuns deja în afară, în curtea închisorii. Uite aici fac ăștia mușchi, știi? Vezi? Și aici, asta era sala roșu de sport, dar acum e plină cu lavă. Ai observat că în orice Roblox tot este lavă da. Inundație. Da, transpirație. Transpirație, chestii de la toaletă. Felix, tu ești în spatele meu. Ai de capul meu, am căzut în lavă. Ia uite de la mine, uite-mă acolo. Deci dacă ați pus pariu pe mine, să știți că ați pierdut. Eu dacă ați pus pe Felix, ați câștigat. Eu dacă fac concurs, la un moment dat, nu pot să mă întrebi, deoarece la un moment dat vei face o greșeală. Și eu nu. Bă, tu ești sigur pe tine, ha? Sunt foarte sigur pe mine. Faza este că eu am crezut că nu poți să atingi neapărat greutățile alea. Ia uite și tu, astea zici că sunt elastice de păr. Fii atent, este primul laser curentat. Laser curentat sau curentabil? Ai de mine. Pe aici. Ce-i steață sunt? Sunt cumva înaintea ta?
Mamă, sunt cumva înainte aici nevesti să te atingă astea. Da, știu. Mamă. Trebuie să avem foarte mare grijă. Dar e destul de mult spațiu, poți să treci printre ele. Dar nu se știe când te grăbești în chestia asta. Într-adevăr, într-adevăr, când te grăbești. Uite, cu săgeată pentru gamerițe. Pentru gamerițe. Și ce se întâmplă aici? Astea sunt mine. Astea sunt mine. Aș vrea. Hai să atingem una. Asta de astea din fața amândoi. Oh, oi de mine. Capul fratele meu, cum explodează, că explodează jumătate din asta. Ai văzut? Deci nu le atingeți, chiar dacă sunt foarte drăguțe ca niște flori sau ca niște gogoși. Nu le atingeți. I-am atins! Cristina, că nu atingi, mă explodează și pe mine. Hai să nu mai atingi. Hai să nu mai atingi. Deci doar mergi, da? Și nu atinge astea umflăturile astea de pământ, de cârtiță. Deci și toată lumea știe, cârtițele fac din astea. Nu le ating. Ai, Felix, le atingi! Uite-l pe polițistul uriaș! Mamă, cât este! Ăsta știți ce? Ăsta a fost angajat acolo ca să supravegheze, să nu iasă nimeni din închisoare, mamă. Știți? În caz de vreunul încearcă, eu mă duc pe diagonală, dar tehnică. Observ când atingi laserul ăsta, efectiv te dezmembrezi. Se duc picioarele pe spate. Băi, tehnica mea a fost mai bună. Ce? Ce? Felix, uite, aici este zi, da? Hua, hua, hua. Și când intri, este noapte. Da, pentru că vine polițistul, vine polițistul. Uite. Băi, ce față are. Mamă. Dar nu este așa uriaș cum se crede. Păi stai puțin că... El doar are încredere în el. Mamă, dar n-am văzut chelie în față, am văzut chelie în spate până acum. De pentru gamriță e totul. Mami, frică. Fiuș, gata, s-a făcut zi înapoi. Ce tare, deci numai în pădure este noaptea. Da, toată lumea știe că în pădure este destul de noapte, până în pădure, pădure. Mamă, dar ce grafică șmecheră, stai să vezi, uite-mă pe mine. Nu mai eu puteam să facă și ceva. Cristina, aici trebuie să mergem pe geam, dar cum spargi geamul? Da, sigur. Bă, tu mă crezi pe mine? Tu mă crezi pe mine că eu nu-mi dau seama aici? Chiar asta cred. Oh, leu, aici nu știu pe aici, unde. Aici geamul trebuie să spargem. Nu, ia cred de, că pe țeava asta. Ia de zoom de gameriță. Uite, mi-arată săgeată. Da. Și cred că cumva pe burlanul ăsta. Ia uite-te. Uite, vezi? Deci eu sunt deșteaptă, măi. Ai avut săgeată cât tine. Da, noroc de să... Aici, e cu viteză. 2, 3 și... Ai șeclit-o? Ai șeclit-o și tu? Nu, stai pe n-ai sfeclit-o? Haide. Da, de ce n-ai sfeclit-o, măi? Că eu nu mai am mâncat sfeclă de mult. Deci cum? Cum se trece de nivelul ăsta? Că e deci, foarte greu. Sari și stop. A, dar nu, sari, că eu odată ce am prins viteză, eu... Stop. Stop. Așa. Aha. Stop. Deci nu uitați să mai puneți și piciorul pe stop uneori. Stop. A, mie îmi place așa cu viteză tot. Păi îți place cu viteză tot, dar poți să o sfeclești, Cristina. Riști? Auzi, astea zici că sunt autostrăzi. Sunt autostrăzi românești. Oh, nu. Păi ăla... Mai, și eu la fel. A, puteam măcar să mergem acolo la lac, părea frumos. Da, de acum încolo facem cu stop. Păi am făcut oricum. Nu, adică numai că la sfârșit trebuie să mai făcut. Dai și puțin cu spatele, știi? Nu, hai să facem cu stop, că n-am știu, am crezut că trebuie să o iei în față, trebuie să o iei la dreapta. Da. Deci pe cuvântul meu. Pe cuvântul meu de onoare. Pe cuvântul meu onoros. Ia stai să vedem, onorabil. Bă, da frumos în cartierul ăsta. Secret e că, uite, aici, ia la secret-o, tot acolo. Dreapta. Ce noroc ai avut. Nu am avut noroc, am avut skill. Ce schil că ți-am zis eu, iubire. Ai trecut? Uite-l pe polițist, e acolo. Păi stai puțin și nu ne batem cu polițistul, că în toate jocurile ne batem cu polițaiul. Deci, băi frate, am câștigat și practic el e de treabă, e doar uriaș. Bă, dar s-ar putea să fie doar gen ca un steag, nu știu dacă este adevărat. Ah. Cred că e robot sau ceva de genul care e pus doar ca să ne sperie, știi? Auzi, ce arată acum acolo? Avem pe Boxy Boo? Da. Care-i faza? Stai să intru aici și să văd. Și pe Moș Crăciun, apropo, burtos. Pentru că vă iubim și ținem la voi, aveți link în descriere. Da, ca să vă jucați și voi. Mulți nu știți cum să activați link în descriere, întrebați pe cine au dat profesor la școală, pe prieteni. Nu știu, apeși da. Acolo pe săgețică și te duci. Merg și eu aici? Da. Și hai să vedem. Efectiv, aveți link în descriere cu jocul. Eu beau niște apă cu lămâie. Ce nebunie e asta? Nu știu, dar poate îl facem data viitoare. Pare interesant. Ia, stai să vedem. Pare foarte interesant, o căsuță din Cristina, copac. Cristina, dar am una lui Wednesday. Ia mâna lui Wednesday. Ia vină un coace, vină la mine pistol. Să vezi. Ah, eu am una lui Wednesday. Pe bune? Uite, ia mâna lui Wednesday. Uite-mă, eu am una lui Wednesday pe mine, tu o vezi? Ia uitați-l. Da, uite-mă, cum? Uite-mă. Nu știu. Măi, cocolișilor, ziceți în comentarii să facem... Să facem joculețul ăsta. Dacă jupeți butonul de Cocolike și ne vedem data viitoare. Pa! Cine a câștigat? Eu. Eu.